Bună dimineața, vă salut! Avem aici un puiuș de ciobănesc Asia Centrală. Pe data de 10 iulie face fix 6 luni. Un exemplar foarte reușit, masiv. Imediat o să-l cântărim. O să-l și măsurăm să vedem dacă ne încadrăm în acel tabel de creștere, da? Pentru că există un tabel de creștere unde ne mai ghidăm noi așa. El e Hulk, un iubitor. Acest mascul pleacă la calafat. Așteptăm proprietarul să vină. A început și el să năpârlească. Un mascul foarte masiv, foarte reușit, cu o osătură extraordinară. Pentru cei care nu știți, el este băiatul lui Grom, da? Grom e un pic mai cunoscut decât mama sa, pentru că l-am postat mai des, a fost și în o filmare de lui Fane și Câinii. Deci el e băiatul lui Grom. Uitați aici cam cum transmite Grom al nostru. Și să iubească tata pe el. Pupăcios, e un pupăcios. Ce să zic? Grea despărțire, a trebuit să-l ținem până la vârsta asta, pentru că noului proprietar lucrează în străinătate. Acum s-a retras și el în țară și i-am promis că îl păstrez. Sper să fie bine, să fie sănătos. Noi am dat un start și o porneală foarte bună. O să-l cântărim imediat să vedeți cam ce greutate are el. Deci n-a făcut 6 luni. Ca și greutate, el trebuie să aibă undeva la 35 până în 40 de kilograme. 35-38, înălțime undeva până în 60, da? Un 55-58. Așa spune tabelul. O să dăm așa și cu ruleta ochiometric. Ce, mă? Nu te urci, mă. Ia uitați-l. Uitați aici masivitate. Masivitate. Da? Ia uitați. Hulk de canița piscu domnului. Să iubească tata pe el. Să iubească tata pe el. Un câine foarte rău de colț, așa să zicem, în zona noastră aici, pentru că el a crescut alături și de caucazieni și am văzut cam ce-i poate pielea, adică vreo 4 câini nu putea să-i facă față. Așa, în căibărarea lor, de câini mici. La om nu știu cum e, pentru că noi nu l-am învățat, nu l-am testat până acum. N-am exersat cu el, dar uitați, masivitate la nici 6 luni. Ia hai, mă, să te cântărim, dacă tot am vorbit atâta. Asta să face o imensitate, dacă la vârsta asta de nici 6 luni. Uitați cât e de mare. Vă dați seama la 2 ani cam cum arată? Ia, că dacă tot ai săltat, ai și pe cântat. Vai de capul. Da? Cât avem? 130. 130. 31. 131? Da. Bun, minus, ia să vedem, să mă pun și eu, așa, minus, 92 în cap, 92 de kilograme, deci ați văzut, 39 de kilograme, aproape 40, ce să mai, având în vedere că l-am ținut ca în flămând zilele astea, pentru că are drum lung de parcurs și e bine să fie un pic mai cu burta goală. O să-mi fie dor de el, dar sper să ne vedem până postări, până reperețelele de socializare, că acolo vedem tot. Haideți să dăm un pic și cu ruleta pe lângă el. Nu știu dacă o să mă descurc cu măsurătoarea, nu pot să-l potolesc. Încercăm așa cu aproximație să îl măsurăm. Ia stai, mă, ia stai cu minte. Hai vino aici, hai. Are undeva la 66, 65, 66. Sper că să vede. Nici nu stă într-o poziție prea corectă. 66. Deci, cu mult peste acel tabel. A fost un răsfățat, trăit bine, mâncat, a mâncat numai carne de cal și Royal Canin. Acum totul depinde și de noul proprietar. Să vedem cum eu i-am dat startul și
și plecarea i-am dat. Foarte deschis și în piept. Asta e poziția care vrea el să, el să mă iubească. Bă, bă, ce câine ești cu mă? Ce am observat la Asia Centrală, sunt foarte atașați, foarte iubitori. Chiar dacă îl cerți, el vine și te iubește. Da, cam atât cu halca nostru. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un share, un like și până data viitoare v-am pupat și multă sănătate. Deosebit. Un mascul deosebit. Nu te cocoți, bă. Nu te cocoți, bă.